Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre compararea fracțiilor ordinare. Dintre două fracții ordinare cu același numitor, este mai mare fracția cu numărătorul mai mare. Spre exemplu, dacă trebuie să comparăm fracțiile 10 pe 12 și 9 pe 12, observăm că numitorul este același. De aceea vom compara numărătorii. Pentru că 10 este mai mare decât 9, înseamnă că fracția 10 pe 12 va fi mai mare decât fracția 9 pe 12. Dacă mergem la fracțiile 7 pe 5 și 3 pe 5, observăm că numitorii sunt de aceea comparăm numărătorii și pentru că 7 este mai mare decât 3, fracția 7 pe 5 va fi mai mare decât fracția 3 pe 5. Haideți să mergem la o altă situație. Dacă avem două fracții ordinare cu același numărător, este mai mare fracția cu numitorul mai mic de fapt. De exemplu, dacă avem de comparat fracțiile 1 pe 2 și 1 pe 3. Gândiți-vă că 1 pe 2 dintr-o prăjitură înseamnă o jumătate din acea prăjitură, pe când 1 pe 3 înseamnă o treime. Unde avem felia mai mare? E clar că avem felia mai mare la 1 pe 2. De aceea, fracția mai mare este 1 pe 2. Dacă vom compara 7 pe 5 cu 7 pe 3, pentru că Numărătorii sunt egali. Comparăm numitorii. Pentru că 5 este mai mare decât 3, fracția 7 pe 5 va fi mai mică decât fracția 7 pe 3. Haideți să rezolvăm acum o problemă. 3 copii au primit câte o ciocolată. Primul a mâncat jumătate din ciocolata lui, al doilea a mâncat 4 pe 6 din ciocolata lui, iar ultimul a mâncat 3 pe 4 din ciocolata lui. Care copil a mâncat mai mult din ciocolata primită? În primul rând, observăm că la această ciocolată avem 6 pătrățele pe coloană și aici avem 4 pătrățele. Acest lucru ne va ajuta pentru a vedea exact câte pătrățele de ciocolată a mâncat fiecare copil. Și acum, știm că primul copil a mâncat jumătate din ciocolată. Putem să împărțim această ciocolată în două părți egale. Și atunci, dacă vom calcula, observăm că el a mâncat 3 ori 4, și anume 12 pătrățele de ciocolată. Mergem acum la al doilea copil. El a mâncat 4 pe 6 din ciocolata lui. Asta înseamnă că trebuie să împărțim această ciocolată în 6 părți egale și vom considera 4 dintre ele. Haideți să vedem, de fapt, cât mănâncă acest copil. Observăm că am împărțit ciocolata în 6 rânduri și trebuie să mănânce 4 dintre ele, așa că vom avea 4 ori 4 și anume 16 pătrățele de ciocolată. Mergem acum la ultimul copil care a mâncat 3 pe 4 din ciocolata primită. Asta înseamnă că trebuie să împărțim în 4 părți egale și vom considera 3 dintre ele pentru că eu am șase rânduri, nu aș putea să împart în părți egale, așa că voi împărți în felul acesta pentru a obține părți egale și avem cele patru părți egale și trebuie să considerăm trei dintre ele. Asta înseamnă că pentru a calcula câte pătrățele de ciocolată am mâncat, vom avea 3 ori 6 și anume 18 pătrățele de ciocolată, și ce observăm este faptul că al treilea copil a mâncat cel mai mult. Ce mai putem să mai spunem este faptul că primul copil a mâncat cel mai puțin. Asta înseamnă că 1 pe 2 este cea mai mică fracție, apoi avem fracția 4 pe 6 și în final fracția 3 pe 4. Haideți să mergem la o altă problemă. Doi frați, Ștefan și Nicolae, au primit de la bunica lor cantități egale de mere. Ștefan a mâncat 3 pe 4 din cantitatea lui, iar Nicolae a mâncat 5 pe 8 din cantitatea lui. Determinați care dintre frați a rămas cu o cantitate mai mare de mere. Acum, dacă Ștefan a mâncat 3 pe 4 din cantitatea lui, dintr-un întreg, haideți să desenăm un întreg, în felul acesta și același întreg, îl voi desena și pentru Nicolae. Noi știm că Ștefan a mâncat 3 pe 4, asta înseamnă că el a rămas cu 1 pe 4 din cantitatea de mere. Nicolae a mâncat 5 pe 8, asta înseamnă că trebuie să împărțim întregul în 8 părți egale și el a mâncat 5 dintre ele, așa că partea rămasă este 3 pe 8. Dar haideți să vedem unde avem o cantitate de mere mai mare. Pentru asta am putea să aducem la același numitor sau am putea să transformăm prima reprezentare la fel în 8 părți egale, așa că le mai împărțim în două pe fiecare și observăm de fapt că partea rămasă, adică 1 pe 4, această fracție, este de fapt echivalentă cu fracția 2 pe 8. Și atunci le putem compara și observăm că 2 pe 8 este mai mic decât 3 pe 8 în concluzie, partea rămasă a lui Ștefan este mai mică decât partea lui Nicolae, și atunci Nicolae a rămas cu o cantitate mai mare de mere. Și în final. Știați că pe lângă ciocolata neagră și cea albă există și o ciocolată roz? Acest sortiment este obținut natural. Culoarea lui nu este obținută prin adăugarea coloranților. Această ciocolată se obține din boabele de cacao de culoare roșie. Compania care a pus bazele acestui nou sortiment a avut nevoie de 13 ani pentru a lansa acest tip de ciocolată. E momentul să încerci și tu să aplici ce ai învățat astăzi scrieți în ordine crescătoare următoarele fracții ordinare. La punctul A, 11 pe 4, 8 pe 3 și 13 pe 6, la punctul B, 2 pe 7, 3 pe 10 și 4 pe 11, iar la punctul C, 32 pe 75, 8 pe 19 și 4 pe 11. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!